Bună dimineața, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod de pe vlog, pe ce vreți voi, pentru că astăzi este 31 decembrie și filmăm ultimul vlog pe anul ăsta. Din păcate, din ce știu eu, o să fiu doar eu cu Kawasaki și o să mergem în skatepark în Herăstrău. Kawasaki are foarte multe planuri, probabil ați văzut din titlu dacă s-a întâmplat chestia asta. Da, Kawasaki, ați auzit bine, vrea să dea din nou backflip și am ieșit să filmăm. Cine știe, poate o să mai încerc și o flare, poate o să încerc backflip, poate o să dau backflip la alte locuri față de unde sunt obișnuit. Dar ideea este că v-am spus, mergem în Herăstrău. Îmi pare rău că n-am mai editat, n-am mai postat de fapt vloguri pe anul ăsta, pentru că nu am avut deloc timp. Așa că pentru voi practic e 2023, pentru mine e încă 2022, dar da, de anul ăsta o să postăm din nou vloguri multe și blană. Așa că stați geană, pentru că cred că după vlogul ăsta sau înainte de vlogul ăsta ați văzut vlogul de la Sasu, dacă nu o să vedeți vlogul de la Sasu, asta dacă nu l-ați văzut încă. Și ce să mai zic, ne vedem în skatepark în Herăstrău, o să urmeze vloguri cu mașina, cu multe tâmpenii, pentru că anul ăsta am multe planuri. Așa că ne vedem direct din skatepark Herăstrău când ajungem și la Kawasaki. Ne-am întâlnit cu Kawasaki, dar nu vrea să arate că e frumos. Bă, întoarce-te, mă. Da, bă, gata, m-am întors, uite, m-am tuns aici, m-am luat cu asta de la OG, da. Te dai peste cap? Mă dau peste cap, am casca acolo. Casca care e spartă. Dăm dublu whip, dublu. Să vedem dacă iese. Două traiuri. Două. Pe traiul ăsta cred că e, Dar prelungi mai ceva ca prelungirea Gencia. Pe dar m-am dus prost. Mai încolo mă dau peste cap. Ne dăm peste cap. Aha. Nu știu ce fac, deci nu-mi dau seama. În caz că nu știați, eu dacă vorbesc în microfon el nu mă aude. Ba te aud, ești prost, te aud la editare oricum. Mamă, câte tâmpenii spuneți de obicei și vă pas cu la editare. Deschide voaca, intră parta. Da, mai încercăm noi. Mai încerci? Mai încercăm după, nu acum. Numai că m-am lovit puternic la gleznuță. Bună dimineața, ori 10. L-avem de data asta pe Kawasaki cu căciula în cap, cu căciula de la Shadow, aia tare care să nu-i spargă capul. Căciula de la Shadow, am eu căciula Shadow acasă. Da? Da, ești mechiră tare cu ciucurel, cu de-astea. În fine, pe voi nu vă interesează asta, vă interesează doar că se dă Kawasaki peste cap. Normal, auzi, cum? Așa că trebuie să-l filmezi din 10 unghiuri și cu telefonul și cu asta și cu camera și cu toate nebunile. La ora 12 fix pun story. Să fiți... Ce să fiți, bă, că vlogul ăsta apare după reveliu. Da, am uitat. Ma, e. Da, zici că editezi tu, bă, Cori. Cori filmează. Cori editează. Commitment, te duci frumos, tragi din prima, nu te interesează, te-ai dat peste cap, l-ai aterizat, ai plecat acasă, gata. Nu ai plecat acasă, ne mai dăm continuare, dar tu n-ai. Dar mă vine, haide. Ai plecat acasă. Haide, mă, aia, ce-o fiu. Stai că n-am viteză. Stai că n-am viteză. Ce-și-l dai? Îl dau, stai așa. Doamne ajută, la mulți ani 2023, a, taite. Aia zic, what the fuck? A fost greu tare, nu? Da, să-l dai din prima. Cum e? Bă, e bine. Da? Am crezut că spui mai rău, nu știu de ce. Bă, ți-am scris ușor, după ce l-ai dat odată, gata, acum îl dai. A fost scary tare, nu să-l tragi odată. Hai, zi. M-am dezobișnuit de viziunea aia, știi, când te rotești așa. Gata, acum te-ai obișnuit la loc și acum trebuie să-l și dai. Vedeți, mă, uite pe ce am venit eu, deci să mor eu de revelion, vin și în parc. E frig afară, bine, nu e frig afară, chiar e mișto afară. Wow. Și vin ca să-l filmez pe ăsta, că se dă peste cap și nu era nimeni. Deci Maur n-a ieșit, Dănuțu n-a ieșit, deci intrați la ei pe Instagram și dați-le mesaje și înjurați-i. Ce reclamă, forță! Report la Maur și la Dani, acum. L-a plătit cu 30 de euro să facă reclama asta. Da, mi-au plătit cu 30 de euro ca să le închidem contul. Nu vă luați de părul meu, dar am avut cască în cap și nu e ok. Ma lasă, că dacă vezi ce păr am eu în cap, am venit cu el frumos și mi-am pus casca în cap, s-a dus drept, uite. Nu m-a trecut. Cum ai zis, paraglidică? Paraglidină? Paraglidină? Para, nu știu, fac, te dau becul. Haide!
Deci te temă mai tare. În ce te-ai lovit? La picioare? Da, i-am făcut așa, nu știu ce am făcut. Rotește-ne puțin mai tare. Paraglitino. Că n-am viteză. Dumă, ia-ți viteză! Mă înjur acum, uitați-vă la el. Nu îl înjur, măi, cum să-l înjur eu pe Șandor Ionuț. Prietenul meu, care diseară o să ne facem praști. Care, auzi, m-am zis, care? Mamă, care ne facem praști. Ai, că română. Cu care? Da, pe asta, eu n-am zis cu care. Hai, lasă. Rămânem la rămânem la backflip, nu la română. Ce prost ești. Uitați-vă și voi la Elia, de prost. Și nu înțeleg de ce, Doamne iartă-mă, n-a rămas pe bicicletă. Cred că e entuziasmul ăla, cred că aveam și entuziasmul ăla la început. Știți, atunci când dai backflip, îl aterizezi, nu-ți realizezi că l-ai aterizat și după aia ai scos picioarele. Nu-i așa? Baia, cred că e entuziasmul ăla, vă zic eu 100% că ăsta e la backflip. Nici trepied nu mai am, nici nimic. E rupt trepiedul, să mor eu chiar, e rupt de la Reșița. Știu, de atunci. E rupt trepiedul, vai de capul meu, filmez cu banana. Rotește-te, mă, mai tare. Bă, eu nu înțeleg, mă, pe ăsta. Ba se rotește bine, îl dă bine. Ba se rotește tare, îl aterizează și își scoate picioarele. Și când nu se rotește, aterizează pe față. O să rupă spițele. Bă, iar m-a lovit, mă, genunchi. Bă, deci fiți atenți, când am ajuns în skate, ia-ți Luca Vasachi, bă, ți-ai luat piere? Da. Și genunchiere? Nu, domne! Ce s-a întâmplat acum? Este... A, ce s-a întâmplat, m-a lovit în genunchi, că na. Dă-le dracu de genunchierile mele. N-au treabă. Bă, n-am venit voi de genunchiere, doar tibiere. Ți-am zis, eu le-am căutat, doar că eu am schimbat mobila în cameră și mama a întors toată camera invers și nu mai știu care cum sunt puse, unde sunt poziționate. Concluzia e că genunchierile le țineți în ghiozdan. Aia zic. Bravo, mă, în sfârșit. În sfârșit. În sfârșit. Aoleu, după câte trag eu? Bă, câte trag eu? Nu știu, dar l-ai dat. Gata. Da, mă, pe 2023 de și Kawasaki backflip, dar acum o să mai băgăm și noi flip, tâmpenii și astea. Poate mă tripez și eu prost, dar mai aștept puțin să mă mai obișnuiesc cu bike-ul, că n-am mai ieșit. Asta mai iese, mai e mereu. Backflip la fanbox-ul mic în Herăstrău cu Șandor Ionuț. În Fierăstrău. În Fierăstrău. În Fierăstrău, în direcție de mare. Ia-l, mă! Mamă, ce trebuie să o tragi de liș, prost mi-am rupt spatele. Vreau să-l luăm pe filmare. Yeah. Bă, eu când m-am gândit să dau backflip la fanbox-ul mic, eu știam de quarter-ul ăla, știi, care te aruncă, gen, îți dă power, îți dă astea. Nu mă gândeam că e ăsta care te aruncă direct pe transfer și trebuie să tragi de, mi-am rupt coloana, dracu. Și e mai dubios așa, mai încerc doar un try, dacă l-aterizez good, dacă nu, no good, because mai spate hurt, rău de tot gen. Da, ca să înțelegi, gen, chestia aia. Chestia aia nu era acolo. Nici kicker-ul nu era așa, era, l-au refăcut, nu știu ce au vrut să facă, dar e dubios tare. Da? S-a dat? Da, e haos rău, mă doare spatele la ăsta, cred că la ăsta mic rămâne doar filmat aici pe vlog, filmat pentru edit și nu cred că mai dăm decât la contesturi sau la de-astea, deci e moarte curată, e nimeni mai bine îl trăgeam. Mă simt, știi cum am simțit la kicker-ul ăsta? Cum am simțit? Nu știu dacă voi vă amintiți de pe Instagram, de pe astea, nu știu dacă mai găsesc eu clipul să vi-l las atașat, dar am tras un backflip din bank, gen, la un moment dat, dintr-un dirt. Dirtul ăla de bank, de acolo, din Brașov. Nu, în Brașov, am fost. Și am tras backflip dintr-un bank și să m-am simțit exact ca acolo. Deci concluzia e că putem să dăm backflip din bank acum. Poate la an. Vedem, coming soon. A few moments later. E muzică tare, este Revelionul. După ce ne-am dat peste cap, am venit la Adriana și la Denis. Sper să nu ne luăm copilai și acum facem Kawasaki la piept. Yeah! Dar vezi că te mă țică, o să-l țin pe prima oară. Hai, așa. Stai, mă, să te prim bine. Așa. Hai. Te ții? Da. Și o piesă de la care este
Bine, ce facem la mie, îl impostează. Băieții mei, suntem de Revelion aici, în sfârșit am terminat vlogul, ne-am dat Kawasaki azi peste cap, am făcut toate tâmpelele, am terminat sticlele de... De șampanie, am uitat, pune și microfonul, camera este sus. Filmează-mă pe mine aici, un pic. Nu mai avem microfon, mai Ana ține oricum mâna pe microfon. Deci sunt 100% că oricum nu se aude nimic bine. Așa că pe anul ăsta ca va să că să spargă tot milionul. Amândoi, băi, amândoi. Amândoi că am spart una mai devreme. Hai, așa. Hai, u două. Hai, hai 3 2 1 și scoate. La mulți ani, băieți, 2023, că am terminat 2022, dați acolo subscribe la canal, la mulți ani, faceți voi ce vreți, anul ăsta, toate nebunile. Am postat vlog de la Sasuna, am postat, nu mai știu ce ordine am postat vlogurile astea, așa că v-am zis, like, share, subscribe, toate nebunile, Băi, alo, aici eram, follow pe Instagram la Șandor Ionuț, nu mai dat cu camera în asta, te rog și ține-mă la distanță ca să pot să vă... Nu mai dați follow la Șandor Ionuț, că mi-arunc miținicul! Follow la Șandor Ionuț, follow la toată lumea! Așa, gata, mă, e ok vlogul aici, gata, pa. Vlogurile de data viitoare, pa. Hai că s-a filmat, s-a spart. Bă, uite-te, știu cum filmează, bă, nu pot să filmez un vlog cu tine. Deci, băieții mei, revenim din nou cu Kawasaki, care e cameramanul nostru principal. Niciodată. Revenim din nou cu Kawasaki, care e cameramanul nostru principal. Dați like la clipul ăsta, multe, multe share-uri, multe subscribe-uri, pentru că este 2023 și o să revenim cu multe, multe clipuri noi, așa că... Așa că, ne revedem data viitoare!